Politehnica Iași a intrat puternic în perioada de pregătire premergătoare startului noului sezon de Liga a doua și se antrenează în momentul de față pe terenul echipei Știința Miroslava. În curând, ieșenii vor desfășura și două stagii centralizate, unul în țară și unul în străinătate. Avem și două campionamente. Din păcate, în acest moment avem, să spunem, ușoare probleme cu locația antrenamentului. Fiind și foarte cald și această secetă, nu prea găsim un loc, dar ne facem mulțumim celor de la Miroslava că ne-a pus la dispoziție terenul de antrenament. Antrenamentul este bun pentru acest moment, dar trebuie să plecăm într-un cantonament, ne vom axa în special la pregătire fizică și pregătire tehnică tactică. Până la plecarea în cantonament, la Poli ar trebui să ajungă un jucător de origine olandeză despre care conducerea susține că ar fi măcar de valoare lui Martinus de la FC Botoșani. Să dea Dumnezeu, așa arată bine, arată bine. Acum trebuie să vedem atunci cum va veni, pentru că și eu am jucat în străinătate și mulți jucători români care joacă și care vin în țară al străin. Trebuie o ușoară perioadă de adaptare, să sperăm cum va face cât mai repede, dar este un jucător cu calitate. De ce jucători mai are nevoie Claudiu Niculescu? În special căutăm axul central. Axul central sunt discuții, conducerea clubului face toate eforturile pentru a aduce jucătorii de care noi avem nevoie și care credem noi că pot ajuta clubul, nu aduce doar de dragul de a aduce jucători, să fie mai mulți la număr, aduce jucătorii de calitate care, repet, trebuie să vină aici să-și dorească foarte mult să ducă ea și la acolo unde este loc. Până acum, mai mulți jucători au ajuns în dealul Copoului pentru a da probe, însă o mare parte dintre ei au părăsit deja Iașul, după ce staful tehnic a decis că aceștia nu o pot ajuta pe Poli în atingerea obiectivului de promovare.